Guys, bună ziua YouTube, dați like la video. Am descoperit pe TikTok un băiat pe care îl cheamă TJ Miles. Și eu cred, asta e credința mea personală, că acest băiat va bubui în România pe sistemul Dorian Popa, dacă doriți. Undeva între Dorian Popa și Abi, dacă vreți. Genul ăla de om memă, om personaj. Asta e predicția mea. E deja destul de mare pe TikTok, are 80.000 de followers. Are și bifă. De fapt, nu. Hai să uităm mai întâi pe YouTube, pentru că ne explică el cine este TJ Miles. Dar ca să vă faceți o idee, am văzut un TikTok de la el astăzi și mi-a plăcut super mult. Vreau să vi-l arăt și vouă, l-am pus și pe stories. Sunt băcat în Burberry, like cap coadă, sus jos. What are those? Am și Rollies, am și diamante, am și lanț. Cred că am, nu știu, 80.000 de euro pe mine. Mult, știi? Chestia este că nu prea contează. Ascultă-mă puțin, ok? Mă simt bine, mă simt confident, vin dintr-o altă viață, poate pentru mine este important un ceas scump sau un lanț sau să mă îmbrac frumos. Sunt chestii care le vreau, sunt wants, dar nu e un need, nu e un nevoie, mă înțelegi să spun? Pot să fii la fel de successful în viață cu o cămașă sau o bluză albă de 10 lei sau 20 de lei sau 30 de euro. Mi-a plăcut mereu discursul ăsta. Ok, man, dacă eu pot să fiu successful în viață cu o cămașă de 10 lei, tu de ce nu ai o cămașă de 10 lei? E cineva în lumea asta care zice acest căcat fără să fie îmbrăcat cu 10.000 de euro? Burberry! By the way, are tatuaj cu Supreme și pe partea cealaltă are tatuaj Rolex. Nu să fie de 500 sau de 1000, mă înțelegeți? Trebuie să ai ceas de 20.000 de euro, 30.000 de euro, nu trebuie să ai. Trebuie să ai cățămite de 1000 de euro. Sau Amine. Pinky ring cu diamante, sau Versace bracelet. You don't need that. Păi la toc, omul își face outfit check cu modestie. Guys, nu trebuie să aveți gen inelul ăsta al meu cu cruce de 14.000 de dolari. Nu trebuie să-l aveți ca să aveți succes. Nu trebuie să aveți lanțul meu cu diamante de nu știu de care. Ca să aveți... Nu trebuie, pur și simplu. Adică trebuie să aveți succes și fără ăsta la gât. Știu, pe mine se vede foarte bine, arată super bine. Nu aveți nevoie de tricoul de la depresia zilnică cu oțelul Galați ca să reușiți în viață sau să reușiți aici pe Twitch sau whatever. You don't need it. These are wants. If you want to succeed, you don't need to want. You want to want. You understand? You don't need to have. Omul flexează pe mine în timp ce îmi zice că eu n-am nevoie de tot ce are el. Okay? Cel mai important lucru în viață, părerea mea, și că e părerea mulți oameni, este că înainte de imagine, este important caracterul. E important ce aveți în voi. Facts. Hai să vedem videoul lui de prezentare. Cine este TJ Miles? Băi, full production. TJ Miles stă la țară. Salut! TJ Miles, bun dimineața. Astăzi avem o zi foarte, foarte mișto, interesantă. O să mergem împreună și o să vă duc după mine o zi în viața mea. O să vedeți exact ce fac eu dimineața, la prânz, la sală, tot felul de chestii. Haideți să vă... Asta e logo-ul ăla de la ce era? Era de la tot asta de care arăta că e sport mașina, de la ce era? Măi, omul meu, îmi place deloc să vă mint, hai să vedem cum e în continuare. Exact ce fac eu dimineața, la prânz, la sală, tot felul de chestii. Haideți să întâlniți pe ceva foarte important pentru mine. Lulu, who's that? Cine e acolo? Măi, rețeta Dorian Popa le are pe toate și nici nu s-a lansat. Dorian Popa a început o sărăcie, dar omul ăsta le are pe toate și nici nu s-a lansat. Are Rolex-ul, are Chelation-ul, are tatuaj cu Supreme. Asta e Lulu, este un purebred boxer, este din Italia venită chiar. Are 3 ani de zile, e mișto, bună fata, e bună. Nu ești bună? Ești bună, nu? Mișto. Ok, hai să nu mai pierdem timpul, haideți să ne pregătim să mergem, că avem multă, multă, multă treabă azi. Măi, eu n-am mașină, nu mă pricep, chiar nu mă pricep, n-am carnet, am refuzat să-mi iau carnet în orașul București. Măi, dar e ceva mai oribil ca hatchback-urile tunate? E ceva mai urât ca hatchback-urile tunate, adică ca mașinile astea de n-au porc bagaj? Mercedes hatchback tunat. Și-a pus spoiler pe un hatchback. Nu te coaie. Bine, coaie, e din fabrică așa, nu-mi pasă, arată urât. Am voie să-mi se pară urât? Măi, e dușmanul lui Dorian. A venit să ia locul lui Dorian. A venit să se bată cu Dorian. I'm here for it. Acum ne îmbrăcăm să plecăm la drum. Cum vedeți aici? Măi, TJ,
Vrei să-mi zici mie că ai Rolex la mână și ai mobila asta din anii 2000 în casă? Am niște Burberry's care îmi plac din cauza că pur și simplu se asortează cu ce am îmbrăcat azi. Suntem pe o temă de Burberry azi și ăștia sunt mișto, merge cu alb. Omul meu cu ciorap negri la pantalonia. Suntem pe o temă de Burberry azi și ăștia sunt mișto, merge cu alb și cu geaca și cu... Se merge și cu alb. Și-a săgdat Adida și cu cureaua. Let's go, easy, easy fashion. Asta, știi? Și cu geaca trebuie să ne asortăm, știi? În felul ăsta te simți bine. Măi, tu vrei să-mi zici mie cum ăsta ai Rolex la mână cu astea prin casă? Sorry, dar... No hate, no hate, TJ Miles. Please, I have no hate towards you. I think you're doing amazing. Avem așa, avem Burberry belt, Burberry shoes, Burberry jacket. Ăștia nu vă zic ce sunt, nu contează. Și asta e un tricou alb. Avem și niște mici stuff, gold jewelry, you know, chain, watch, yeah, Rolex. Suntem pregătiți de drum, pot e ok, mă simt bine, sunt pregătit să fac ce mai bine azi. În fiecare zi trebuie să fiu pregătit să fie cea mai bună zi, să fie mai bună astăzi decât a fost ieri. Nu există, trebuie să fim plini de energie și să nu pierdem timpul, că timpul este cel mai prețios. Hai să plecăm? Măi, omul meu are totul pregătit. Are intro, are tranziții, are totul pregătit. El a știut unde se lansează. A știut în ce intră. Omul meu și-a făcut prezentare PPT. Cum îi iau locul lui Dorian Popa? Sau măcar cum mănânc de pe urma tipului de personaj pe care l-a creat Dorian pe internetul românesc. Omul meu și-a făcut strategia de marketing, n-ai cum. Haideți să ne suim în mașină și vreau să vă arăt o chestie care iau fiecare dimineață. Sunt niște vitamine. Hai cu mine, hai să vă arăt. Astea sunt vitamine de care vă spuneam. Le iau în fiecare zi. Sunt 11 vitamine aici. Sunt de la GNC. Dacă cineva vrea să le cumpere, puteți să-mi scrieți în comentarii, să mă întrebați cum se cheamă. Eu vă zic mai multe detalii, vorbim despre ele în comentarii. Și le iau cu un Perrier. Băi, omule, stai undeva în județul Dâmbovița și ții vitaminele cu peghie. Este apă minerală, am pus deluxe. O lămâie înăuntru. E apă minerală deluxe. Cum se vede acolo înăuntru lămâia, în cauza că are gust mai bun, ca o limonadă. Asta cu asta împreună le iau, înțelegi? 6 fiecare. Ok, primul meci de box din România, pe sistemul ăsta din state, o să fie între TJ Miles și Dorian Popa. Prove me wrong. Deocamdată îți dai seama că Dorian Popa nu o să-l bagi în seamă un an, doi până mai crește. Dar pe urmă TJ Miles o să înceapă să zică: băi Dorian, am văzut că tu n-ai Burberry, tu ții la Capodopera sau ce ții tu acolo. Come fight me, dacă e șmecher. Uitați-vă în ochii mei, ăsta e beef-ul lui 2022, TJ Miles vs. Dorian Popa. Dimineața. Ajută la sistemul imunitar, ajută la recuperarea masa musculară, yes, după sală, yes. Ajută să nu faci febră, yes. Ajută să nu te îmbolnăvești de tot felul de chestii, de exemplu de corona, încă nu m-am îmbolnăvit și nu răcesc așa de ușor. Probabil că în fiecare un an jumate, doi ani mă îmbolnăvesc. Deci mă îmbolnăvesc rar. Acum eu nu pot să zic că am luat asta. Adidas Burberry, pantalon Burberry, tricou Burberry. Vă pupă regele outfit-urilor. Nu mai fi săraci băi, săracilor. Toată viața și de-aia... Păi, ia ivermectină. Nu m-am îmbolnăvit, dar de când o iau, de vreo 6-7 luni, mă simt mai puternic, îmi dă energie, mă simt bine. Știi ce zic? Sunt vitamine. Vitamine care un corp are nevoie de ele să, yes, funcționeze perfect în fiecare zi, să nu se îmbolnăvească, să fie tare. Yes. Aveți încredere în ce vă zice omul ăsta. Și asta este treaba cu vitaminele. Vă credeți că Coria a făcut freelance pentru asta? Vă credeți că Coria lui Dorian a făcut freelance pentru asta să-i filmeze asta? Nu știu ce să zic. Mi-e frică să aflu răspunsul. Deși nu, cadrul ăsta e prea... Măi, omule, trebuie să mergi pe autostradă ca să ajungi în București. Am să fac shake-ul de dimineață fără banane. Am ajuns la Coughlin. La dog, Coughlin. Yes, I came to Coughlin Grill to eat some mitch, as they say here, at Coughlin. Deci, e o meme ambulantă. Dacă omul ăsta nu bubuie într-o lună, două, pe tot internetul, și așa bubuie deja pe TikTok. Și acum o să pur și simplu mergem și luăm banane repede și asta e tot. S-a dus la Coughlin să-și ia banane. Nu prea înțeleg ce sunt cu bananele astea. Ce sunt astea? Banane negre sau... A văzut cineva banane de astea vreodată?
Ale sunt bananele originale, este un fun fact pe care îmi place să-l zic la petreceri. Bananele originale sunt acum extinct în mare majoritate, pentru că le-am mâncat ca turbații și toate aromele de banane pe care le aveți pe care le avem în dulciuri, în înghețată, în whatever, e aromă de banană de aia veche, de care nu mai există. Și de asta n-are nicio legătură gustul de banană fruct cu gustul de banană din înghețată, să zicem. Merge minte. Adică pentru mine sunt niște chestii noi, adică n-am văzut niciodată banane de-astea. Am un kil de banane, deci n-are sens să stau în linie, să le plătesc, dar o să self-checkout. Acum am terminat la Kaufland, am ieșit din magazin, îmi dau jos masca din cauza că chiar nu pot să o suport, dar o port că trebuie să fie purtată înăuntru. Based. Afară e aer liber și am la banane, exact ce trebuia. Și acum mergem la pit car să facem shake-ul. La ce? Și acum mergem la pit car să facem shake-ul. La pit car? Am ajuns la pit car. Măi, Pit! Și haideți să salutăm băieții! Ah, e diagnoza! Pit care e spălătoria lui de mașini sau atelier auto, ceva de genul? Oh my god, e afacerist omul? Salut! Ce faci? Tot bine? Bravo! Jeff Bezos când intră în depozitul Amazon unde să pișe lumea în sticle. Bună, Ionuț! Da. Totul bine? Da, unde a fugit accentul? Da. Salut, Marius! Marius! Salut, Barză! Unde e Laur? Bună, Big Ali! Ce faci? Excelent! Foarte bine! Ați văzut-o pe aia, măi, săracilor! Ce faci? Excelent! Foarte bine! Omul ăsta a stat și ca în clipul cu Eminem când citește cărțile, așa a făcut cu videourile lui Dorian Popa. Wow! Măi, Dorian Popa deghizat. Sau mă rog, asta vrea el să fie. Îmi place părul de azi, ia-s-o. Ia uite, fii atent, vine cu pace. Nu, vine la mine puțin. Deci Olivia are un păr extraordinar. E rușine să fac accentul la birou, da. Uite puțin aici. Și real, adică nu sunt dat la extensii cum își fac fetițele, știi? Asta este a real, da. Asta a real, real one. It's a real Ollie, big Ollie. Chiar azi bine, întotdeauna. Haideți să facem shake-ul, că trebuie să ne grăbim puțin. Let's make shake. Nu prea mai avem timp, mult, și trebuie să ajungem la sală. Înainte de orice, trebuie să ne spălăm pe mâini. Dacă ai uitat cum se spălă pe mâini, avem aici cum spălăm mâinile. Based, once again. Cu pandemia și cu corona și cu toate chestiile nebunii care se întâmplă în lumea asta, trebuie să ne spălăm pe mâini mai des, mult mai des. Și ne spălăm pe mâini bine, frumos, între degete, foarte important, înțelegi? Spălarea pe mâini. O să facem shake-ul, am luat o banană, o deschidem frumos. Ok. Dar tot nu înțeleg cine e TJ Miles. O chestie care fac eu la banane, tai capetele. Așa sunt eu. Bă, tu ești nebun? Cine mai face asta? Face capetele alea, câteodată are un țuțuluc care e ciudat, știi? Nu-mi place aia. Eu când eram mic, mi-a zis, cred că maica mea, că acolo se cacă muștele sau ceva la modul. Și gen am aflat că that's a fucking lie, gen ieri. Gen acum câțiva ani, acum puțini ani. Așa mi-a rămas mie în cap. Am și niște căpșuni, la fel și la ele. Măi, de ce e fascinant? Când dați seama că nu e, dar stau și mai cap pe rostul. Ok. Avem de astea muesli sau cum se zice, nici nu știu, un fel de cereal, cereale. Măi, o face la memă! Avem de astea muesli sau... Taci! Taci, nu te cred! Nu te cred, dă-i drumul! O face pentru proști ca mine, care să râdă. Efectiv, o face pentru proști ca mine și ca voi, care râdem la muesli. Făcă mea. I-a intrat autocorectul, da? Când a fost la școală, jucam sporturi, chestii, nu puteam să mănânc nimic. Jucam sport. Stop! Nu te cred! Nu, ok, bine, ok, o să ignor. O să mă prefac acest om pe bune. O să încerc să ignor. Adică că nu știu. Nu știu dacă juca sau nu sport. Poate juca sport. Poate chiar a vrut să zică că juca sport. Aștept să aud povestea accentului. Cum a fost el în Stele Unide and I sold boxe GBL on the street. Very harsh, very harsh. Dacă tot stăm în trafic, haideți să ne cunoaștem. E Dogian! Stop! Îl copiază unul la unul. Voi ce mașini conduceți? Ce vă place la o mașină? Vă place viteza? Vă place să mergeți încet? Vă place să cruise? Ziceți-mi jos în comentarii ce mașini conduceți, care e mașina preferată? Vă place că ai putere? Vă place cuplu, torcu? Ce vă place?
Mie TJ Miles îmi place să nu conduc eu mașina pentru că nu am carnet și îmi place foarte mult să nu am carnet în orașul București. De exemplu, mie îmi place o mașină sport. La momentul ăsta am un GLA45 AMG ediția 1 și am o motoretă de 1000 de centimetri, un Suzuki. Cum bine vedeți aici, am și sigla de GSXR. Aha, deci de la Suzuki, gata, ne-am lămurit. Eu nu sunt un om care conduce nebun pe stradă, că până la urmă, dacă o lovești, nu mai ai mașină. Deci am grijă cum conduc, că mi-aleg locurile unde vreau să dau puțin mai tare, mi-aleg. Nu sunt de la care merge așa, știi? Based. Aveți grijă în trafic, numărul 1. Și numărul 2, de când sunt în România, am văzut că mulți români nu poartă centura și au o chestie așa, un mecanism, așa, și îl bag acolo în centură. Măi, omul ăsta e așa based cu lucruri de-astea micuțe, așa. Pălatul de măi, mască, nu știu ce, asta cu să mor eu, man, să mor eu. E ceva mai superb la român decât căcatul ăla de accesoriu în care îți bagi la mișto centura? Absolut insane. Hei, poartă centura ca să nu mori. Nu, ce pula aia. Știi? Îl bag acolo ca să nu mai bipuie la mașină. Mi se pare cea mai... Efectiv, instructorul meu auto m-a învățat să folosesc de alea că e mai confortabil. Bă, nu înțeleg asta cu confortul la centură. Confortul la centură, confortul la mască, nu pot să înțeleg. Cum, nu știu, cum de-s atâția oameni în toată lumea care n-au problemele astea, dar sunt la noi niște români care le au. Am fost și la drumuri lungi cu centura aia pe mine. Nu știu, chiar te ține să respiri, ce se întâmplă? E ce scuze ca și cu masca, să mor eu. Nu că e că tu nu înțelegi că e uncomfy, că stai mult în trafică. Bine că e, du-te și mori atunci. Du-te și mori și ia-ți amendă, ca prost. Cea mai rău lucru, din cauza că nu te fraierești decât pe tine. Din cauza că iei să faci accident, asta o să salveze viața. Efectiv. Deci asta a fost un announcement, un fel de... Mă mai enervează mai ales la oamenii tineri, că ei nu realizează cum se simte, cum se simte un accident, chiar și la viteze foarte mici din București. Dacă asta e, că domne, că stau în trafic și merg doar cu 40 la oră. Un accident de 40 la oră îți zguduie toți creierii în cap dacă dai cu capul de ceva. Simulator accident rutier cu centură de siguranță 20-30 de km la oră, da? Uitați-vă la corpul acestui om într-un accident de 20-30 de km la oră. Vă rog eu frumos. Păi, să n-ai centură, mai ales că sunt tot felul de oameni de ăștia care nu-și fac revizie la airbag, la p***a. Ca să nu zic, România are cea mai mare rată de morți pe șosele din UE. Avem cele mai proaste drumuri și cei mai proști șoferi, literalmente. Mie mi-e frică să merg pe DN. Straight up, ai șanse destul de mari față de orice altă țară să mori pe DN-ul. Mie mi-e frică să merg pe DN-ul cu altcineva în mașină. Dacă îmi zic 5 prieteni să mergem la Cluj, la festival sau whatever în mașină, le zic nu mulțumesc, o să iau avionul. Dacă condusul nu ar fi atât de necesar, ar fi ilegal, efectiv. Am vrut să zic asta pentru voi, pentru public, am vrut să vă zic să purtați centura și să nu mai cumpărați chestia aia, să vă puneți în găuriță ca să nu mai bipuie mașina. Fiți safe, nu? O să salveze viața, e cool centura, mie îmi place centura. Mai avem puțin și ajungem la Stejarii. Stejarii e, cred că, singurul club din România în momentul ăsta deschis, în pandemia asta, care o avem în momentul ăsta. Nasol. Clasic. Dar suntem norocoși la Stejarii, chiar pot să zic asta. Au mutat toate echipamentele dinăuntru, le-au mutat afară. Deci, de obicei facem înăuntru, avem sală frumoasă, dar acum facem afară. Bine ați venit la Stejarii. Aici este unde vin în fiecare zi, zi de zi, foarte frumos, mă simt foarte bine și vin la antrenament. Haideți să vă arăt ce fac în fiecare zi, haideți cu mine. Îmi dau jos masca aici, că nu e nevoie de ea. O să mergem la mine, la locul meu, personal. Personalizat, de fapt. Ok, haideți. Cam. Măi, da, putem să vorbim puțin despre casa lui de la început? Omul ăsta gen la curte cu mobila aia din 2000 și tot ce e în afara casei lui e mega luxury, numai casa, nu? I don't get it. Stă la ai lui sau ce se întâmplă? Ok, și aici e locul meu. Miles Jordash. Miles Jordash. Miles Jordash. Miles Jordash. Hei, te cheamă Iordache. Jordash. Da, mi-am luat niște Jordash-uri în picioare. Și acum Iordache. O să ne pregătim. Am o oră cu antrenorul la 12. Avem cam... Mi-ai zis seama cum mă râd de ea prin vestiare când citesc Miles Jordache. Mergem în sus, afară, din cauza că ne-au interzis să facem înăuntru, cum bine știți, și mergem afară.
Și am și asta. Asta este ce beau în timpul antrenamentului. Secret, secret. Nu, nu e secret. E BCAA. BCAA, sunt aminoacizi. Este ca să recuperezi mai repede după fiecare set. Și acum o să ne pregătim să intrăm în piscină puțin și după aia o să mergem puțin la spa. El a dor! Măi, e pisica aia! They met. Se știu. Pitcar owner Miles Jordash with Dorian Pop 2018. Holy shit, let's go. The crossover happened. Am ajuns la Pitcar. Sper că v-a plăcut ziua cu mine astăzi. Mie mi-a fost plăcere să v-am alături de mine. V-am arătat o zi în viața mea, ce fac dimineața, ce fac la sală, la spa și toate chestiile astea, ce am mâncat. Vă rog să subscribe, primul rând. Și al doilea rând, să lăsați un comentariu jos. O să fie multe episoade, multe chestii în viitor împreună. Dacă v-a plăcut, lăsați un comentariu și vă aștept. Nu vrei să te și urmărim pe cel mai obosit domn Facebook? A, dar chiar îi face shout-out lui Coria, să vedem. La viitoare, la mult mai multe chestii mișto cu mine. Peace! Fără shout-out lui Cori. Interesant, interesant alegere. 4500 de subscriber, by the way. E unul numai la mulți vlogger, dar tu ai din prima 9 din 10 pentru calitate și pentru vibe-ul bun. Bă, jokes aside, quality-wise, bun, chiar bun. Sunetul foarte bun all around, very good. Very good. Vreau să știu care e treaba cu casa părinților în care stă cu Rolex-ul de 40.000 de euro la mână cu mobila din 2000. Asta e singura mea curiozitate. Dar în rest, production foarte bine. Vreau să văd educație sexuală cu TJ Miles. Băi, TJ, vezi că pun pe YouTube și nu o să bubuie acum, o să bubuie gen când te lansezi tu. Lansează-te și o să mai mănânc și o pâine, trăiască familia ta. Dar trebuie să faci ceva, trebuie... Nu merge așa cu daily vlogs. Trebuie să-i dai cu ceva. Să eu lansez, nu lansez eu. E deja lansat pe TikTok, îl știe lumea. Trebuie o piesă, trebuie un beef, trebuie o... You know what I say? You need the Toronto je ne sais quoi. Haide să ieșim din repertoar. Hai să ieșim puțin într-un loc unde chiar e nevoie. E în 4K. E în 4K, let's go. Easy. Deci eu de unde vin, din Toronto, din Canada. In Toronto. Pe noi ne învață la o vârstă mică despre sex ed. Chiar avem un curs la școală, se cheamă sex ed. Îți arată tot felul de chestii, cum să pui prezervativul, cum să înțelegi unde vin copii, cum se produc copii. Chiar există și un course mai încolo, un high school, opțional, unde poți să iei copilul și să grijă de el. E un copil de la față. Da, două camere, corect, două camere, frumos. Măi, producția e peste Dorian Popa, sorry. Baterie cu chestii unde să-ți ții capul, un copil scump, cred că e foarte scumpă jucăria aia. Dar chiar trebuie să o iei și să ai grijă de el. Și dacă plânge sau de multe ori chestii, iei o notă mai proastă. Deci trebuie să știi cum să ai grijă de el. Domnul Miles, that's called a Tamagotchi. Haideți să ne întoarcem puțin la început. Acest vlog de astăzi o să fie despre sex. Let's talk about sex, baby. Ok, deci asta e vorba. Este vorba despre sex. Vreau să mă văd cum să aveți grijă de voi. Vreau să mă văd cum să fiți cu fetele. E nicu șoc, Dan, dacă pleca din România. Chiar seamănă. E nicu șoc, Dan, dacă încerca un shake proteic la 15 ani. Ca de obicei, TJ Miles, experiența de viață. E nicu șoc, Dan, dacă dădea la uman. Să vreau să vă ajut, să vă dau vouă. Haideți să dăm drumul la acest vlog. Let's go, sex time, baby. Scopul vlogului este să aflăm despre cum să ai grijă de tine, cum să fii safe, cum să enjoy viața asta care este una pe pământ. Nu vrem să avem nicio boală, nu vrem să... Cum există război la mine în comentarii cu toți oamenii care urlă că mai folosesc o expresie în român, în engleză, pentru că româna este fucking dry de expresii și de idioms. Să vedeți ce o să fie la omul ăsta în comentarii. Holy shit.
Frate, eu înțeleg că ai venit din Canada, dar învață română dacă ești în România. Vorbește română la mine în țară, la mine pe YouTube, vorbește în română. Da, eu am YouTube în română. Mi-am scris apreciază în loc de like. Nu vreau să te aud pe tine cum îmi stoicoșești limba. În cauza că viața este un maraton. Măi, ăsta e cel mai înțelept om din România. Aș vrea să zic că e cel mai înțelept om din Galați, dar e cel mai înțelept om din România. N-am auzit în viața mea de când stau pe internetul românesc un vlogger sau whatever, call it as you want, care să aibă atâtea take-uri based unul după altul. N-am auzit! De la ăla cu centura, la mască, la... nu știu ce am mai zis. La cu spălatul pe mâini, cu asta, cu sex. N-am auzit! Sunt șocat și supărat cumva că e atât de based. Mă așteptam să pot să râd de el. Efectiv, iată dovada faptului că și un om care și-o arde ca omul nostru, Jordash, cu educația din Canada, poate să ajungă mega based. A zis bine, Dan Cons. Efectiv, educația din Canada versus educația din România. Cum crezi că ar fi fost omul meu TJ Miles cu educația din România, sincer, acum? Nu. Și atenție, eu zic că e based și compar în mod evident față de restul persoanelor publice din România. Nu zic acum că e mai based ca cineva aia educat pe bune în toate chestiile astea. Zic doar că e based față de... Da, influencerul obișnuit. Haide să nu prindem HIV, hai să nu facem SIDA, cred că se cheamă. Deci aveți grijă de voi. Deci hai să mă întorc puțin acum. Acum dacă e o boală, eu zic să duci la doctor. Nu-ți fie frică, rușine sau nu e nimica ciudat, nu e nimica nenormal. Spune-le părinților, spune-le lui tatăl tău, lui mama ta, lui prietena ta. Sau nu te duce la părinți, du-te la medic. Medicul este cel mai neutru loc să te duci pentru o problemă de genul ăsta. O problemă foarte privată. Părinții nu trebuie să fie implicați în genul ăsta de probleme, părerea mea. În cauza că de-aia avem doctori. Deci duceți-vă la doctor, duceți-vă la medic, duceți-vă la medicul de familie. He might not be the hero we want, but he is the hero we deserve, sincer. De fapt, nu cred că îl merităm pe TJ Miles cu take-ul atât de based. Sincer, acum. Bine, acum, sper că vă e clar că o să urlăm cu toții că e based. Pe urmă o să vedem vreun take dubios în următorul video sau în următorul TikTok, da? Bucurați-vă de a-l vedea pe acest om based. Dai, dați-i un pic. Nu, glumesc. Zic că statistic vorbind e foarte probabil să se întâmple. Cred că v-am mai povestit o dată. Când am fost prima oară la urolog la 19 ani, am luat și o candidoză cinstită. M-am căcat pe mine, vă dați seama, prima oară mi-a apărut, cum zice TJ Miles, mi-a apărut boală la pipiu. Și m-am dus la urolog, la un domn de la Regina Maria, un domn doctor. Nu neapărat bătân, cred că avea vreo 60 de ani, mai puțin chiar. Și omul meu nu mi-a zis ce e, am aflat eu după căutând pe net, nu mi-a zis ce e exact, dar mi-a zis că să mă spăl mai des. Om de 19 ani, căcat pe el că a făcut boală la p***. Mi-a zis să mă spăl mai des. Sex ed, efectiv. Amazing, omul meu TJ Miles. Vă smâși pe TikTok-ul lui, dău. Nu l-am. Sunt băcat în Burberry. Burberry! Hai să ne uităm, pe astea le-am văzut. Hai, le luăm pe gând. Care este cea mai mare planetă din sistemul nostru solar? Cea mai mare planetă? Da. Mă gândesc între Jupiter... Nu, una, alege una. Că e cea mai mare. Parcă Jupiter, dar nu știu sigur. Trebuie să fii sigură. Like, zi-mi așa cu toată inima, Mike Bomb, știi? Păi, vine TJ Miles la tine pe stradă și te întreabă care e cea mai mare planetă. Ce faci? Jupiter. Bravo. Bravo. Ai câștigat, da. Ok, atunci ai dat banii oricum, dar mai te întreb o întrebare. Dar eu îți dau banii oricum. Dar de ce? Din cauza că așa o să fac eu. Care este culoarea la cutia neagră din avion? Știi cutia neagră, black box? Ce culoare are ea, într-adevăr? Cutia aia din avion. Galbenă, adică, nu? Dacă e cutia neagră, presupun că cutia neagră, dar nu știu. Nu, așa se spune la ea că e neagră, dar de fapt ea e portocalie. Acum știi asta. Ok. Dă-mă banii la fată! Eu îți dau banii oricum, din cauza că ai răspuns corect. Hey, bună. Salut. Vă întreb o întrebare și dacă răspundeți corect, 50 de lei? Da, stai că am nevoie de bancă să sărăt. Ok, fii atent. Care este cea mai mare planetă din sistemul nostru solar? Poți să plec? Vrei altă întrebare? Mai am una, ok. Da, ce culoare are cutia neagră? Haide-mă, nu mai ai altele. Eu te zic bubuie om pe TikTok, ia cu cea bubuie. Am văzut încă o chestie la fete, important. Sunt foarte bine în fizic, au un fizic foarte bun. Poate că sunt genele românești, cred, dar ele sunt foarte bune, adică... La fizic, știi? Ok, bine, e foarte crafted așa contentul. Low cuts, Versace's. I-am luat mărcămide din Judy. Ah, deci asta e casa lui de fapt. Acolo era la părinți sau ceva. Fui din Portugalia când am fost acolo.
Pur și simplu a fost o cumpărare de impuls, dar nu știu dacă se vede că îmi place lucruri albastre. Când am văzut aurul cu albastru, garnul cu albastru așa și cu Versace logo și asta așa, m-am îndrăgostit de ele, dai seama. Superb. Trebuie superb, DJ. Foarte, foarte frumos de vers. Aha, nu te cou, babe, nu, da. Scuze, ce-a făcut înainte? Dacă are un job sau nu știu, dacă nu. Dacă a avut job de copil, de oameni mutați în Canada, nu știu. De ce e mereu un alt? Pentru că are bani. Tot cu mașini se ocupa. Înainte cumpăra banane de la Kaufland. E de vreo 5-6 ani Pete Cardo? Da, nu știu. Fie sănătos. Bine, am înțeles. Abia aș vrea să-l depășească pe Dorian. Dacă nu TJ Miles să depășește pe Dorian, nu știu cine altcineva să-l depășească pe Dorian. Adică știu că are un head start fantastic Dorian, dar când o să plixească Dorian de făcut videouri pe YouTube și o să facă full on bani din imobiliare, atunci cred că TJ Miles o să aibă o șansă. Chiar cred asta. Vreau să mă uit la